primul sediu a fost preluat în administrare de către Centrul de Cultură la ședința de Consiliu Județean din începutul anului. Investiția a fost făcută în totalitate, la fel, de către Consiliul Județean. Știu de rezultate publice, dacă e necesar, putem da exact devizul de cheltuieli de la diriginte. Noi am fost doar, să spun, beneficiarii investiției, beneficiarii finali. De realizarea investiției și implementarea investiției s-a ocupat Direcția de Asistență Socială din Alba. Și în rest, ce vă pot spune, ne bucurăm foarte mult că exact în anul împlinirii a 10 ani de activitate a Centrului de Cultură Augustin Bena, iată-ne în primul nostru sediu, unde ne-am reîntâlnit, ne-am regăsit toate serviciile și toate compartimentele din cadrul Centrului de Cultură. Vor fi doar birourile în acest sediu sau sunt și săli de repetiții? Ca un lucru bun, e foarte bine că avem foarte puține birouri. De fel, personalul administrativ este destul de mic, vorbim de undeva la 7 persoane. Restul personalului sunt activități educative și activități artistice. Da, sunt spații de repetiții pentru ansamblul folcloric, pentru ansamblul de dansuri, pentru orchestra de cameră, pentru fanfara județului Alba și, bineînțeles, atelierele pentru toate clasele de meșteșuguri și parte din cadrul școlii de arte și meșteșuguri. Avem clase noi, de la începutul anului școlar, octombrie 2016, cum ar fi pictură tradițională pe sticlă laz. Și ne bucurăm că, după cum vă spuneam, în sfârșit, toți suntem în același loc, colaborăm direct, eficientizarea este maximă, fiind toți la un loc, și se simte și în proiectele pe care le implementăm, că toate serviciile, toate compartimentele colaborează și se vede colaborarea pentru implementarea unui proiect, indiferent că vorbim de tradiții și obiceiuri, sau vorbim de muzică clasică, sau de muzică de fanfară, sau de educație culturală.